toți pacienții, toți părinții sunt terifiați de cuvântul epilepsie. Și trebuie demitizat acest cuvânt, pentru că lumea îi atribuie uneori chiar conotații supranaturale. Ori epilepsia e o boală ca oricare alta, o boală a creierului în care creierul se descarcă electric și apar aceste manifestări clinice bruște, care sunt crizele. Și sigur că din punctul de vedere al medicului, epilepsia poate că este o boală mai ușoară decât alte boli, decât astmul bronșic, cu care nu poți să trăiești zilnic, nu poți să faci sport, nu poți să faci activități, ajungi prin spitale frecvent. E mai ușoară decât diabetul, care sigur că poate să ducă la insuficiență renală, chiar la deces. Adică cu epilepsia se poate trăi normal, poți să duci o viață normală, cum duc marea majoritate a oamenilor cu epilepsie. Mai toată lumea cunoaște epilepsia sub forma crizelor tonico-clonice generalizate, acelea în care omul își pierde conștiența și se zbate. Dar există zeci de feluri diferite de crize de epilepsie care de multe ori nu sunt recunoscute de părinți sau poate chiar nici nu sunt observate de părinți. De multe ori primim pacienți de la școală. Ce ar trebui să observe părinții și oamenii nemedici ar fi episoade de anumite manifestări clinice care sunt identice și care se repetă și între care omul este bine. Sigur că sunt caracteristici pentru fiecare dintre aceste crize și există și fenomene însoțitoare, cum ar fi somnolență după crize în anumite tipuri de criză, anumite prodroame pe care pacientul le simte atunci când începe o criză. Deci sunt particularități, dar când apare ceva deosebit, altceva decât comportamentul normal al unui om, atunci părinții ar trebui să vină la doctor și să întrebe. Mulți părinți vin chiar de la prima consultație cu o criză filmată, fie pentru că pur și simplu le-a venit această idee, fie pentru că au văzut filmulețe înregistrate de noi, de mine și colegele mele anterior, și ne ajută foarte mult. De ce? Pentru că părintele, ca orice părinte, când se întâmplă ceva a copilului său, nu mai poate să gândească nimic, să se concentreze, să fie atent la amănunte. El nu vede decât că acel copil are ceva. Am avut părinți care au spus, am crezut că o să moară. Deci sunt unele crize foarte impresionante și sigur că părinții nu pot să înregistreze amănuntele din criză care ne interesează, iar unii părinți, neavând pregătire medicală deloc, chiar nu iau în seamă anumite semne clinice. Și de aceea îi rugăm pe părinți să filmeze și le explicăm că nu este o rugăminte făcută aiurea pentru că doctorul a luat o razna și vrea o înregistrare de criză și atunci când părintele trebuie să fie lângă copil, ci pentru că filmarea e fidelă, ne arată toate semnele clinice în succesiune, putem să vedem o filmare de 10 de ori și putem să vedem fiecare amănunt, fiecare element al corpului, cum se mișcă, ce se întâmplă cu conștiința și așa mai departe. Și în felul acesta, medicul poate să pună un diagnostic bazat pe ceva concret și nu pe o poveste a unui părinte care este implicat emoțional și atunci, dacă povestea nu este corectă, nici diagnosticul nu este corect. Tratamentul nu vindecă epilepsia, tratamentul cu medicamente anticonvulsivante. Deci dăm tratament ca să scădem frecvența crizelor sau să eliminăm complet crizele. Lucru care se poate la 70% dintre pacienții noștri și să oferim posibilitatea pacientului să aibă o viață normală, de școală, de facultate, de familie și așa mai departe, să nu fie împiedicate activitățile zilnice de crize. Ăsta e rolul tratamentului. Și nu suntem exagerați în administrarea tratamentului. Sigur că există diverse tipuri de epilepsii și se tratează diferit sau nu se tratează,
dar marea majoritate trebuie tratate, mai ales sindromele care pot să fie însoțite de regres dacă pacientul face multe crize. Medicul neurolog știe asta, știe pentru care tratamente, pentru care epilepsie să dea tratament și tratamentul este de lungă durată, ani de zile. Noi sfătuim pacienții și scriem și în biletele de ieșire, transmitem medicului de familie că tratamentul trebuie făcut fără oprire. În momentul în care ai oprit tratamentul brusc, sevrajul poate să ducă la crize multe sau chiar la status epilepticus. Iar la unii pacienți, dacă reîncep să facă crize, pot să aibă regres cognitiv. Deci niciodată nu opriți tratamentul brusc. Trebuie numai în colaborare cu medicul neurolog și neurolog-pediatru și oprirea tratamentului se va face treptat. Am avut pacienți care au oprit tratamentul, am avut pacient care a vrut să meargă pe medicină alternativă chineză și a făcut acupunctură și chinezul i-a spus că vindecă epilepsia acupunctura și să oprească tratamentul medicamentos și l-a oprit și a fost în status o săptămână. Un status epileptic focal, e adevărat. Veni la noi, foarte greu poți să oprești un asemenea pacient din crize. Deci, nu opriți tratamentul.